Bună ziua tuturor celor care se uită acum la noi. Astăzi am depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru interpretarea prin coroborare a dispozițiilor mai multor articole din Constituție. De fapt, esența sesizării este una foarte simplă. Ea vizează întrebarea dacă pot fi organizate alegeri anticipate pentru Parlament, concomitent cu alegeri anticipate pentru președinte, dar cu condiția că Igor Dodon își dă demisia. Dacă vă aduceți aminte, însăși Igor Dodon a venit cu această inițiativă, el a spus că vrea să curiți clasa politică de oameni de-a lui Plahotniuc, de oameni de-a lui Șor și a inițiat în spațiu public discuția cu privire la oportunitatea desfășurării concomitente a alegerilor parlamentare anticipate și a alegerilor prezidențiale. Iată că noi îi oferim soluția, pentru acest lucru, din punctul nostru de vedere, este posibil, conform prevederilor constituționale. De asta am și întrebat Curtea Constituțională dacă și ea susține această poziție, această ipoteză, conform căreia aceste alegeri pot fi desfășurate concomitent. Doar, încă o dată menționez, condiția este ca Igor Dodon să-și dea demisia din funcția de președinte și astfel deschide calea organizării alegerilor parlamentare anticipate concomitent cu alegerile prezidențiale anticipate. Ar fi o chestiune binevenită și din punct de vedere a resurselor bugetare, pentru că în cazul respectiv, practic, sunt aceleași cheltuieli pe care le-ar suporta bugetul statului. Oricum avem alegeri prezidențiale, respectiv dacă se organizează și alegeri parlamentare concomitent cu cele prezidențiale, cheltuielile practic sunt aceleași. Totodată este o opțiune, o modalitate, o șansă, dacă vreți, pentru a curăți într-adevăr clasa politică. Și dacă Igor Dodon a fost sincer și într-adevăr vrea să curețe politicul, parlamentul de oameni corupți, putre de corupți, oameni de-a lui Plahotniuc, oameni de-a lui Șor, atunci nu are decât să dea curs acestei solicitări. Vom vedea și interpretarea Curții Constituționale, dar în principiu, dacă a fost sincer și vrea într-adevăr să cureți clasa politică, dacă nu a făcut declarații populiste sau eventual să-i șantajeze pe partenerii lui din Partidul Democrat, nu are de ce să nu urmeze această cale, să-și depună demisia și atunci, într-adevăr, este realist să organizeze alegeri parlamentare anticipate și alegeri prezidențiale anticipate. Sigur că există un risc pentru Igor Dodon că prin procesul de curățare a clasei politice de către cetățeni ar putea să fie și el alungat la coșul de gunoi al istoriei, dar ăsta este riscul, asta este opțiunea cetățenilor și eu cred că pentru Republica Moldova nu ar fi rău dacă clasa politică s-ar curăți de oameni de-a lui Plahotniuc, de-a lui Șor și de Igor Dodon.